Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Dead Rising 4. Știu că ultimele două video, nu știu ce au pățit, au avut niște probleme, așa că am mai umblat iarăși pe la setări, în speranța că tot o să fie bine acum. Nu garantez nimica, deoarece încă nu am postat video ăsta, încă să știu exact cum merge, dar am scăzut din detalii încă să am un frame rate mai decent. Din păcate, nu știu, cred că ori e cum a fost... Asta, cum îi spune jocul, cum a fost portat jocul, că 100% nu e un joc făcut pe PC, ci joc e făcut pentru console. Oh my god, de ce urli? Gata. Vino mă înapoi. Iar n-am schimbat nimic în ceea ce înseamnă program de filmare, adică n-am nicio treabă. Feed zombies. Atât! Îmi place cum dai cu asta și tu nu pățești nimica, deși ei și-au o ton de damage. Gata. Mai sunt zombies? Gata. Am întâlnit cu ăștia. Nu prea mai găsit de la rețete de combo-uri, ceea ce mă întristează o leacă, pentru că eu sunt mare fan al chestii astea. Iarăși, bă, deci mi se aplică asta, mi se apleacă chestia asta cu... Clue detected. Aha! Wow, this is part of the treatment chamber I saw in Barnaby's lab. The tag has coordinates. Coffee pot, ceva urlă aici. Alternate vision required. Oh! November 25! There we go. The missing files all stamped November 25th. Ce trebuie să văd? I'm not good with computer stuff. Ah! Oh. Oh, there. There we go. Barnaby's missing computer stuff. Retrieved by Recon Team Nova 6. Whew. What is that? Stai alacă. Combo. Oh! Nice. Stai așa. Dropează asta când am nevoie de. Bun, hai să plecăm. Sau ce e acolo? Video files. Alright, let's see. November. Yes. Oh, yes. You are one sexy little surveillance picker. Oh, pe aici. Ok, Frank, asta a fost disturbing. Și foarte porn. Ia să vedem ce am găsit noi acolo. November 2025 în 2005. Așa. Ceva robot ăsta sau ce vrea să fie? Calder. Oh, e Calder. Hey there, little guy. How you doing? What the fuck? Oh, damn. Guess you ought to be more careful next time. What the hell? You got my way. Power coming on. Și Calder e un soldat care are exosuit și cred că o să fie intoxicat de un zombie. Oh, shit. Mamă, dar ce Advanced Warfare pare chestia asta. Inventory, pick a tag and cat it. Roger that. McCullough, get your head out of your ass. Power and safety, I don't want any accidents. Already on it. Seizure team is inbound, they're gonna be here within the hour. I want this place mapped out, you hear me? Yes, sir. Good. Oh, da. The body was cremated at 1500 hours. My seventh failure. And... September 19th, 2006. Dr. Russell Barnaby. This is likely my final progress report. There's been an outbreak in the Willamette Mall. I didn't cause it. I don't know who did it. Sparge. I don't even know how it's possible. Containment leak, maybe? I don't know. The experiment remains incomplete. Conservatively, it needs another 50 years research. What? Data is there, uploaded into my Good. Primary storage. That's what we're talking about. Let's get it. Perhaps some smart young scientist can make use of it. Downloading. The treatment itself remains... Ah, deci toate sunt rămase pe Calder, deci să-l găsesc pe Calder, cred că. ...represents the pure truth of my creation. Calder? What? Death, they call it.
The world has known no greater irony. Take away the decay, the bestial wrath, the failure of the mind. What the heck? Ask yourself, what remains? A zombie is just a man who never tires, never sickens, never ages. Indeed, zombies are the key to human immortality. And yet, since the livestock angle didn't pan out, oh, these Pentagon idiots remain fixated on weaponizing the plague. Whoa. Proof of that, I, too, have put in a safe place. Well, I've been summoned by an unknown agent, likely to my death. The voice was familiar. Perhaps an employee or a citizen of Santa Cabeza. If so, I must go prepared. If anyone survived that incident, but no. And if they know my name and contact information, it's likely they blame me for what happened. Additionally, the infected population grows apace. If I was a sane man, I would stay below. But I must confess to an irrational desire to witness my handiwork. Should I become infected, I must return here and use the test chamber. A last ditch effort to save myself from the plague I created. So then, farewell. Let it be known that I fought to my last to protect life. And yet, in so doing, caused untold death. Ora hot. Zici că e un spirit ăsta. Ați gândaci? Ce face zombie? What the hell is going on? Hands! Get out of there, move it! Move! Oh shit! Închide ușa, cred că de-aia devine ăsta Calder, adică, bine, pe el îl cheamă Calder. Press the button! O, de-aia e zombie, plus alte alea. Oh my god, ce se întâmplă? Oh, caca. Oh shit. Fontana, you don't scare me. I know who started the outbreak. It was Calder, one of your soldiers. Charlie Squad, redeployed to the basement. Push him out. I gotta get the hell out of here. Oh, da, e beznă, nu văd nimica. Frank, you there? Da. A little busy, but the Cliff Notes are that Calder asshole's got our big scoop and Fontana's trying to murder me. Wait, what? Trapped! Monster asshole! Fontana, talk later! Ah, deci Calder a pornit toată prostia asta. Ah! Yes. Whoa! Ow! Hey, Fontana! God, that's a lot of steps! Ce faci? I don't recall authorizing your press pass. I know what you're trying to do. Try to finish Barnaby's research. Barley zombies him into some kind of immortality treatment. Trying to make a mint off a bunch of aging millionaires. Oh. That was the plan, but I guess immortality isn't as profitable as cheap labor. What? Huh? At first, the client just wanted to exploit Dr. Barnaby's research, but then these things, these smart zombies, started showing up and the mission changed. Satche? Domesticate and train. You're going to make soldiers, aren't you? You're going to make some kind of undead army. You're out of your mind. You think anyone's going to set these things loose with a gun? No. No, the plan was coffee farmers. Huh?
Oh, well, there is a lot of money in coffee. Or manufacturing, or meatpacking, or fucking fruit, I don't know. Stai, ce? Cheap, unskilled labor, exported to whoever's buying. Oh! Sunt bine. It's all about this with these guys. Yeah, and who are these guys? You are, Frank. Assuming you pay your taxes. Da. Mai mult sau mai puțin. What? Da zi boss că e boss fight sau ceva. Stunlocker. Oh god. Bye. Easy. Mă uite cât de easy a fost asta, stunlock. Oh shit. Ale Calder. Hi Calder. Well, Rip Fontana. Oh no! Suicide bomber! Woo! Cum de n-a murit? S-a explodat. Încă e vie? Clar nu mai are mâna acum. Ii. O, și era și mâna dreaptă. Asta e interesant. Case 4. O, stai, și mai avem case? So Hammond took a break from planning a revolution to help me bust into the base. I see. Okay, we may have left the front door open behind us. The carnage was, well, let's just say they got what they deserved. I learned Obscurus was using Barnaby's research to create zombie slaves, which is multiple shades of gross. And Calder? Here's a good one. Stop me if you've heard it before. An exosuit and a zombie have a baby. It's large, angry, and has the data I need to crack this thing. Ah, uite, pe mâna lui era acolo. And I need it now more than ever, because with Fontana dead, there's no way to prove that this whole thing is the government's handiwork. And that's the punchline. Pa-pa! Super tare! Case 4 solved! Today's journalist report cases 5 din 7. Ah, deci mai avem unul și încă unul, probabil. Blogger. Mi-a dat statutul de blogger, băieți. E nasol. Atunci e nasol. I gotta get out of this death trap and find Calder. I need that hard drive. Oh god. Somebody, please help. Hai să salvăm pe ăsta. Dai, boss, că te salvez eu. Oh, le, 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 le. Get off. Stai așa. Săracul de sergent. Ha, mă? Mai vin mulți? Stai, ce mai e pe aici? Flare gun. O bere. Leacă-mă de aici. Stai, Verica, că am nevoie de mâncare și chestii. Oh. Mai sunt mulți? Credeam că am stârpit pe toți. Oh, aici. Psc, cum l-am înfipt pe ăla în perete? Yeah.
Oh god, I'm sorry. I'm so sorry. Frate, dar i-am cât trebuie să-ți mai bat. Tot. Gata. I never shot anyone, I swear. Yeah. Just get out of here before I change my mind. I will. Damn it, I swear it. Îmi dai și mie ceva? Nu, nu-mi dai nimic. Bine, am înțeles. Nu văd o mașină. Ok, mașina aia funcționează. Și că... I hope Hammond's coup is a lot less bloody than this. Oh, come on, frate! Stop it! Norociți! Ah! Ah, deci chestia asta sunt bune doar la atâta. Ok, am out. Scuze. Ah, că! Shit. Pleacă mă de aici. Hai capul. Oleu. Nu văd o mașină. Da, nu văd o mașină totuși. Op. Guys! Oh my god! Stai așa, bă, calmează-te! Fai de capul meu. Frank, can you hear me? Hammond, what's going on? What? What? Hammond, are you there? Ah, grozav. Oh, shit. Keep it together, Hammond. I'm not gonna leave you hanging. În sfârșit, asta pot să-l conduc. V-am zis că asta nu merge să conduc ceva? Ah, doamne, grozav. Și asta are radio, mă? Ok, unde e asta? N-avem și noi un fast travel-ish? Nu, n-avem. Hai de capul meu. N-avem și noi un fast travel, serios. Am și muzica de asta, zici că e Batman. Na 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 na. Frank West. Ok, shit, stai așa. Trebuie să țin pe drum. Atât. Aoleu. Frate, e serios acum? Atâta. Oh, de serios. Dar sau că nu pot să opri radio, nu doar că mie că-mi iau content ID sau ceva, dar e și enervant. Adică măcar ar pune ceva mai interesant la radio ăla. Ok. What the fuck? Oh, cred că m-a auzit radio-ul, s-a dus pe sudă. Oh, s-a întors. Cred că nică... Ah, cred că a oprit motorul și de-aia. Atât. Vai, dar ce... greu cu mașina asta mare. Dacă aveam sedanul ăla, poate mă puteam să mă trec mai ușor cu sedanul. E încă un Jeep. Shit. 200 de pipi. Da. You anywhere near the shelter in Westridge? I'm heading there now. Hammond's crew failed. What's wrong with the shelter? It's in lockdown, but something's not right. Check it out, then call me. Damn it! Why can't zombie outbreaks ever be simple? Nu știu, pentru că atunci n-ar mai fi crize zombie outbreak-urile astea. Dacă ar fi simple, probabil l-a rezolvat cineva. Tremuratul ăsta, să știți, oameni, nu este un lag, este, nu știu, este stutter foarte cretin pe care n-am cum să-l repar din cauza că, na, jocul e portat foarte genial.
După capitanul ăsta nu prea am avut jocuri extrem de bine optimizate încât ați putut vedea. Ceea ce e trist. Oh god. Hăt așa. Mamă, stai că nu pot să urc acum. Sună alarmă undeva, dar nu știu unde sună. Cred că am urt. S-a dus mașina asta, scout the shelter. Vin! Îmi place cum trec prin zombi ăștia ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Ceva explodează în spatele meu. Ok, gardul e cu electricitate. Opriți alarmele! Oh my god! Tot. Oh, acolo. Come on, be a pro. Uite că se apropie. Tu nu e aia, mă? That's not right. E cum se presupune să stau aici și să nimeresc ceva? Așa. Oh, wow, electric fence. Well, I have zero interest in a free defibrillation, okay? Așa, mă, nu ieșea bine. Those aren't zombies. Bun. Brad, flashing orange lights. What do they mean? Override lockdown. Mă, uite că face minimap-ul când întorci camera, ești nebun. There's a panel around back. Hit the reset switch and the exterior doors will open. And that's what I gotta do. Okay. What about Calder? Saving Hammond won't get you that Pulitzer. Yeah, I know, Brad. It's just... I owe her one, alright? Ok, dar oameni buni, ca asta e pentru partea asta din Dead Rising 4. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri de genul acesta, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!